Clericii din protopopiatele Brașov, Branzărnești și Săcele au participat astăzi la conferința pastoral-misionară semestrială de toamnă. Tema întâlnirii a fost poezia închisorilor, o altfel de rugăciune. Lucrările au fost prezidate de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Evenimentul a avut loc în Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. Invitatul special a fost Lidia Popița Stoicescu, care le-a vorbit clericilor despre martiriul preoților în timpul regimului comunist și despre poezie ca mijloc de supraviețuire în temnițe. Se vorbește despre poezia carcerală, este o sintagmă puțin forțată, dar totuși o definește. Te cuprinde o emoție cu totul deosebită, dacă sau numai dacă știi și ai citit și te-ai informat despre dublura acestui fenomen extraordinar și care a fost cumplita suferință. Poezia se naște în general într-o stare de grație, o stare de lumină, o stare de lumină interioară, chiar dacă apare o poezie cu accente mai dramatice, dar este o suflare a Duhului deosebită. Ori dacă acești oameni, în condițiile de atunci și de acolo, inimaginabile, mi-a fost frică să le citez și să le povestesc, nu puteam să cred citind că românul poate să se comporte așa față de român, că acest popor a putut decădea prin unii din fiii săi în așa măsură. De aceea, evocarea acestei poezii cred că este obligatorie. Pe parcursul acestui an, preoții din cele trei protopopiate au mai evocat în cadrul cercurilor pastorale personalitatea patriarhului Justinian, precum și pe apărătorii ortodoxiei din temnițele comuniste. Doamna Lidia Popița Stoicescu a vorbit despre poezia închisorilor, un alt fel de rugăciune, și printre altele a recitat și câteva poezii sugestive ale unor autori cunoscuți și câțiva dintre ei necunoscuți. Amintim aici pe Radul Gir, Nichifor Crainic, Teodosia Lațcu. Ca idee ce s-a desprins din tema dânsei a fost aceasta că toți cei din închisoare și-au salvat viața cu ajutorul credinței și prin poezie. În altă ordine de idei, acești oameni care au pătimit în închisorile comuniste au transformat închisoarea în altar. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu a vizitat astăzi și o expoziție de icoane pe sticlă deschisă la muzeul din Șcheii Brașovului.